Mulți dintre buzoienii care au obținut permise de acces în incinta stadionului de atletism pentru competiții și antrenamente merg până la stadion cu mașinile, numai că parcarea existentă nu a mai fost întreținută de ani buni și este ciuruită de gropi care, atunci când plouă sau se topește zăpada, se transformă în luciuri de apă. Lucrurile au fost un pic mai complicate, acea parcare fusese dată în concesiune unui agent economic. Abia la finalul lunii noiembrie, Consiliul Local a votat în plenul acestuia anularea acelui contract de concesiune, astfel încât ca acea parcare să revină în domeniul public. Într-adevăr, în ședința CLM din 23 noiembrie 2020, consilierii municipali au aprobat rezilierea contractului de cooperare cu firma care a administrat-o, pentru terenul cu o suprafață de peste 1600 de metri pătrați situat în Calea Eroilor. Probabil în cursul acestui an, după aprobarea bugetului, vom aloca și fondurile necesare pentru amenajarea acelei parcări, astfel încât întreaga bază de atletism modernizată să beneficieze de dotările necesare pentru o astfel de, de stadion de atletism. Cea mai mare parte din terenul respectiv va fi reabilitată și trasată și își va păstra destinația de parcare publică, iar pe restul suprafeței vor fi construite vestiare, grupuri sanitare și spații de depozitare pentru materiale specifice. Sunt absolut necesare pentru stadionul de atletism, pentru competiții și antrenamente, dar nu a fost suficient spațiu în interiorul acestuia pentru construirea lor.